Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Nicu Cârlig de la Radio Suflet Drag România și am deosebita onoare de a face prefață și de a vorbi despre un om drag mie. Este vorba despre prietenul și colaboratorul nostru, Doru Năstăsoiu, care este născut pe 4 decembrie 1969 într-o comună argeșeană, Băiculești, județul Argeș, a copilărit într-o lume fericită, plină de întâmplări hazlii, o lume oferită de părinții lui, Gheorghe și Gherghina. Trăind într-o lume teatrală, așa cum ne spune el, a absolvit în domeniul silviculturii. Mereu dornic de a cunoaște locuri noi, a avut șansa de a face stagiul militar prin părțile Banatului, ca apoi să ajungă în Ardeal, lucru care l-a marcat pe viață, spune Doru, prin prisma pălincii și a slăninei. Acest lucru a ajutat la aducerea pe lume a fiicei sale, Elisabeta Nicole, fiind cea mai mare realizare a lui de până acum. Fost și actual colaborator la Radio Suflet Drag, în prezent trăiește în Spania cu familia. Doru Năstăsoiu a înregistrat alături de echipa Radio Suflet Drag numeroase episoade din serialul Moldova Show, interpretând rolul lui Doruleț, un personaj plin de amuzament, trecând cu brio testul limbii moldave, iar pe lângă acest rol a mai compus și recitat poezii. Întotdeauna a răspuns cu drag invitațiilor noastre de a face ceva de calitate în lumea divertismentului, iar eu îl pot numi un showman prin prisma activităților și talentelor pe care le are: muzician, actor, pictor și, nu în ultimul rând, de naș. El este nașul universal, este nașul conceptului de suflet drag. Motoul lui Doru Năstăsoiu pentru noi este: iubiți-vă mult! Doamnelor și domnilor, în această seară, invitatul Angelei Bojo, din colega mea de la Radio Suflet Drag Alba, este nimeni altul decât Doru Năstăsoiu. Să-l ascultăm! Doamnelor și domnilor, iată că am ajuns în Spania de data aceasta, acasă la Doru Năstăsoiu, prietenul meu, colaborator la Radio Suflet Drag. Bună seara, prieten drag, bine ai venit alături de mine în emisiunea Suflet Drag ești tu. Bună seara, Angela, bună seara tuturor ascultătorilor Radio Suflet Drag, bună seara și celor care nu ascultă și vor asculta. Bineînțeles că prin reclamă pe care o să facem cu mine, poate că audiența va crește. Cu siguranță! Tu ești special! Cu mare drag, Angela! Doru, tu ai interpretat diferite roluri în diferite scenete. Chiar și împreună am realizat câteva. Scrii poezii, ai colaborat ani la rând aici în Radio Suflet Drag, dar din păcate timpul nu îți mai permite. Ne-ai încântat pe toți cu frumoasele tale poezii. Întrebarea mea este, de unde îți vine inspirația? Mulțumesc că mi-ai reamintit că scriu poezii, n-am scris de multă vreme. E adevărat că inspirația la mine, pot să zic că depinde de starea de spirit de moment. Unele au fost dedicate cu temă, pot să zic că au fost poezii tematice. M-au rugat câțiva prieteni, zice, fă-mi o poezie pentru prietenă, pentru iubită, pentru mama. Multe le-am dedicat părinților mei, iubite mele, fetiței mele. Da, unele, superbe unele poeziile tale. Mai mult, unele mai puțin. Nu pot să zic că sunt un poet. Eu sunt doar un amator. Păi poți să te numești poet din moment ce ai scris poezii, știi cum e? Nu. E suficient să scrii o poezie și ești numit poet. A, bine, că așa toți românii sunt poeți prin faptul că sunt români. Pe lângă faptul că tu scrii poezii, știm cu toții că și cânți la acordeon, ești foarte talentat. De unde această pasiune? A, te contrazic, aia nu-i talent, aia-i zrângăneală. Nu pot să zic că cânt foarte bine. Ești tu modest, na, acum ca și amator... Ideea mi-a venit, știi, de când eram mic. Aveam de 5-6 ani, zic pe scurt sau nu unde spun mic, pe scurt. Și am fost la o nuntă cu părinții mei și acum am văzut un om mic care cânta la acordeon. Era ascuns, un pic gras și trecea din bordul ăla și m-am gândit cât de puternic e omul ăla. Și... Deci când o să mă fac mare,
acordeonism mă fac, ca să fiu un om puternic. Ce interesant, foarte interesant. Da. Te-a marcat, te-a marcat pe viață, să zicem, eu știu. Da, și uite, tot filmul s-a rămas, în ciuda faptul că îți trag din acordeonul ăla câteodată până rup. Acordeon și orgă, da? Că și cu orga cochetezi acolo. Păi, da, să râdesc una cu alta și vreau să-mi cumpăr un pian, dar nu aveam loc pe uși, așa că nu am atât mai micuță orgă. Doru, un alt hobby al tău, să spun așa, este și pictura. Pictezi foarte frumos. Poți să te numesc un romantic? A, nu. Nu, nu. Pentru că părerea mea, romanticii au rămas acolo, pe undeva, prin Veneția, în Romeo și Julieta, acolo sunt. Eu sunt, eu și atât. Și de pictat, cum zici tu, deosebit, nu. Pictez mai mult, mâzgălesc, rup pensulele și prescriu pictura de masă. Și ce ajunge pe pânză, dacă place ochiului, place, dacă nu, încep altul. Cu siguranță place, Doru. Noi am văzut și eu am văzut multe dintre picturile tale care le-ai afișat acolo pe Facebook. Sunt deosebite, sunt superbe. Deci, mulțumesc, ce să spui. Da. Uite, data viitoare o să fac unul pentru voi, pentru ăla de suflet drag. O să încerc. Oh, mulțumim, mulțumim. Ești tare drăguț. Îl așteptăm, îl așteptăm, Doru. Doru, după părerea ta, care este cel mai important lucru în viață? Păi, o părere personală ar fi faptul că te numești părinte. În momentul în care ai un copil sau mai mulți, ești un om realizat. Cred că e cel mai mult, cel mai important, cel mai important lucru, cred că e asta. Pentru că dacă nu am face copii, nu ne-am numit părinți, lumea termina, nu? Așa este, Doru. Într-adevăr, tu ai o fetiță superbă, Elisabeta, pe care o iubesc și o îndrăgesc. Atâta mi-e de dragă când o văd acolo în pozele care le pui tu pe Facebook. Îmi vine să o pup, să o strâng în brațe, cu cât că noi nu ne cunoaștem personal, n-am văzut-o niciodată, dar e o dulceață de fată. Că a venit vorba de Elisabeta, pot să zic că și-au făcut o calvoratoare. Da, 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 exact, exact, așa este. Au avut câteva spoturi înregistrate pentru radio, nu? Așa este, Doru, așa este. Avea o voce acolo, că nu mă amintesc exact cum zicea, am râs cu lacrimi când am înregistrat-o. Da, da, știu. Ce tare e suflet, radio suflet drag, sau, mă rog. O găsiți prin arhive de acolo și puteți să mai redați. Da, 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 ea era și micuț atunci, voi erați în Spania, ea era ca prea puțin vorbea românește, deci îți dai seama că era o dulce de fată, ce să mai zicem. Doru, în... Ce dată interes? Da, spune. Nu. Așteptam să zici. Doru, în încheierea interviului, un gând pentru ascultătorii Radio Suflet Drag. Păi, nu numai pentru ei, și pentru colaboratorii care de moment nu ascultă, poate din motive tehnice sau din motive personale, pentru managerii, în mod special, și pentru toți ascultătorii, bineînțeles, dar în ultimul rând, iubiți-vă mult, viața e scurtă. Și nu uitați, dăruind, veți dobândi. Doamnelor și domnilor, ați ascultat în premieră și exclusivitate aici la Radio Suflet Drag, în emisiunea Suflet Drag Ești Tu, interviul acordat de prietenul colaboratorul Doru Năstăsoiu. Mulțumesc încă o dată, Doru, ești un prieten minunat, te îmbrățișez cu drag și te invit în continuare să asculți emisiunea Suflet Drag Ești Tu. Și ca o surpriză pentru tine și pentru ascultători, vom audia gânduri scrise de mine și recitate de nimeni altul decât Doru Năstăsoiu.